Astăzi, fraților, vom simula 4 sezoane pentru a vedea ce face România în următorii ani. După performanța incredibilă și după meciul extraordinar împotriva celor de la Ucraina, reușim să facem a doua noastră victorie din istoria națională la Euro. Și totuși, ce victorie am reușit să facem? Ne facem mari speranțe pentru acest Euro și totodată o să simulăm să vedem ce ar face această echipă și în FC24. Chiar urmează să merg la următorul meci al Naționalei României, cel împotriva cu Belgia. O să facem acolo un vlog, o să fie efectiv nebunie acel meci și vreau să scrieți mai jos niște predicții. Ei bine, fraților, am făcut aici o echipă 1-1 cu Naționala României. Am adus această echipă, desigur, în Liga 1. Nu prea ne interesează atât de mult ce va face această echipă în campionat, competiții europene. Pur și simplu am făcut echipa asta ca să am grijă de ea, dar ne interesează ce facem la Euro, ce facem la campionatul mondial și așa mai departe. Este fix echipa ce a jucat împotriva celor de la Ucraina. Vedem aici Marin, Stanciu, Marin, Răzvan Marin, Coman, Man, Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu și Niță în poartă. Aceasta a fost și echipa contra celor de la Ucraina. Avem la fel toate rezervele care sunt și la Euro. Singura excepție este Denis Alibek, care nu mai este în FIFA pentru că el este în Liga Qatarului sau ceva de genul, a și retrogradat, deci nu este în FIFA nici măcar free agent, așa că din păcate nu-l avem pe Denis Alibek, dar oricum avem atacanți, îl avem pe Bârligea, pe Pușcaș și desigur pe Drăgușin. Și ce o să facem? O să simulăm 4-5 sezoane până la următorul Euro, inclusiv Euro din această vară, care este și în FC24. Le-am mai făcut mici modificări la rating, o să vă și arăt, vorbim puțin și despre fiecare, pentru că mie mi se pare că merită un rating în plus. S-au calificat la Euro, au avut unii și prestații foarte bune la echipele sale de club. Uite, de exemplu, Niță, din punctul meu de vedere, crește cu un plus 1, chiar dacă a ajuns la 36 de ani, tot este foarte, foarte bun. Târnovanu, cred că are 69 sau 70 OVR, nu știu de ce scrie minus 16, dar eu zic că va merita sezonul următor un 72. La fel și Horațiu Moldovan, 72, mi se pare că sunt cam pe la același nivel. Nicușor Bancu merită și el un plus 1, a avut un meci bun cu Ucraina, nu a fost cel mai bun fundaș, dar a avut un meci ok. Dean Sorescu nu a jucat la Euro până acum, dar acesta o să rămână cu un 69 OVR. La fel și Nedelcearu, cu ratingul pe care l-avea, 70 OVR. Burcă merită un plus 1, zic eu, e un fundaș de calitate, frate. N-am mai văzut un fundaș atât de bătăios, atât de gladiator efectiv de foarte mult timp și săracul rămâne fără contract și nu mai are echipă de sezonul următor, așa că vă rog eu, luați-l pe Burcă că e monstru băiatul acesta. Rus crește și el un plus 1 acolo, joacă în Cipru, am văzut că a prins ceva minute la echipa lui. Drăgușin, un plus 3 meritat, zic eu, a prins și un transfer foarte bun, joacă la Tottenham, nu joacă titular, dar mi se pare unul dintre cei mai calitativi fundaș central pe care i-a avut România în ultima vreme, frate, în ultimii ani, de la Chivu. De la Chivu încoace, eu n-am mai văzut un fundaș atât de sigur pe el, atât de masiv, bă, mi-e frică, frate, mi-ar fi frică dacă aș fi atacant, dacă aș fi Mudric, să trec pe lângă Drăgușin. Racovița îmi primește și el un plus 1, a jucat și el foarte puțin în meciul contra Ucrainei. De asemenea, l-am făcut pe Sorescu left back pentru că nu aveam alt left back pe lângă Bancu, așa că vom avea pe Sorescu și pe Bancu pe partea stângă. Pe partea dreaptă l-avem pe Mogoș, primește și el un plus 1, un sezon solid cu CFR Cluj. Rațiu, Andrei Rațiu, titularul acolo pe poziția de fundaș dreapta, îmi place foarte mult de el. L-au și controlat după meciul cu Ucraina și l-au găsit pe Mudric în buzunarul lui Rațiu. Foarte bun, foarte, foarte bun Andrei Rațiu, și pe ofensivă și pe defensivă, e ce trebuie acolo. N-are el multe minute la Rayo Vallecano, dar e un jucător de calitate, frate. E un jucător de calitate, mai ales pentru echipa noastră, și la fel, n-am mai văzut de mult un fundaș dreapta atât de bun. După aia, Adrian Șut, el nu a jucat în meciul cu Ucraina, dar merită un plus 2 din punctul meu de vedere. A câștigat campionatul cu FCSB, a avut un sezon foarte, foarte mult, a avut un sezon foarte, foarte bun cu FCSB-ul, iar după aceea este Marius Marin, care este preferat peste Adrian Șut.
Într-adevăr, Marius Marin a avut niște meciuri foarte bune la Național, ajută foarte mult în mijloc, dar mi se pare că meciul cu Ucraina a fost puțin pe lângă, n-a fost cel mai bun mijlocaș și cred că ar trebui și Șut să primească niște minute la acest european. Părerea mea, nu știu, cred că ar ajuta Șut acolo în mijloc. Marius Marin, la fel și el un jucător solid, primește un plus 1. Florinel Coman, care a ajutat și pe defensiv, a ajutat acolo, a avut un șut pe poartă, mi se pare, meciul cu Ucraina, merită un plus 2, pentru că totuși a fost golgheterul ligii 1, a avut un sezon foarte, foarte bun, sezonul vieții, zic eu, la FCSB, așa că merită un card de gol la 75 OVR. Mihailă, motoreta Mihailă, un 73 corect, zic eu. După aceea, Nicu Stanciu, bă, ce gol a dat Nicu Stanciu, n-ai cum, e incredibil, golul turneului de până acum, merită un plus 3 numai pentru golul ăla, Nicușor Stanciu, e mult plus 3, într-adevăr, dar eu zic că un plus 1 realist ar fi, dar vreau să-l văd acolo cu 80 OVR, plus că nu o să influențeze foarte mult, că are totuși 30 de ani și o să mai scadă. Răzvan Marin și el, un gol superb, merită un plus 1, Cicâldău, 70 OVR, zic că e ok să rămână cum este și acum. Olaru merită un plus 2, a avut foarte multe contribuții sezonul trecut și cred că merită și el un 75 OVR, la fel ca și Coman. Hagi rămâne la același OVR, asta foarte mult accident. Nu prea a intrat nici bine meciul cu Ucraina. Da, are nevoie de mai multe minute. Denis Man, bă, ce jucător. Bă, din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. După Stanciu, el a fost. A avut două pase de gol. Un șut, dacă intra șutul ăla cu latul, era frumos rău de tot. Și merită un plus 2. A fost unul dintre cei mai buni jucători și de la Parma. Promovează și în Serie A, îi văd un viitor strălucit lui Denis Man. George Pușca, singurul care scade în OVR, a intrat și prost cu Ucraina. Nu sunt hater, n-am nimic cu Pușca, dar mi se pare că, nu știu, nu e ce trebuie. A dus puțin la Națională, așa de umplutură. Mi se pare că Bârligea e puțin peste, nu l-am văzut jucând pe Bârligea foarte mult la Națională, dar Pușcaș, n-am nicio problemă cu el, a jucat foarte bine la Under 21, dar de când, nu știu, după acel turneu s-a dat așa fade la cariera lui. După aia, cel mai bun atacant român, din punctul meu de vedere, în momentul de față, Drăguș, ar trebui să fie titular la toate meciurile, să sperăm că nu se accidentează sau ceva de genul, avem nevoie de el. Merită un plus 3 OVR, de ce? Pentru că are foarte multe goluri în Liga Turciei, cred că a fost și aproape acolo de golgheter în Turcia, are multe, multe reușite, așa că foarte bine a creat cum trebuie acolo, bă, un atacant bun, un atacant bun pentru România, diferit de Pușca și Ali Beg, iar Bârligea, care vine și de la CFR, cu un sezon bun, un plus 1, zic că este ok. Cam aceasta este echipa, dacă aveți alte păreri, scrieți-le mai jos, dacă ați dat mai mult, dacă ați dat mai puțin la unii jucători, asta este părerea mea, la unii n-am urmărit atât de mult ca să știu exact cât să le cresc. Acum vom vedea, AI-ul alege pe cine vrea să joace, de obicei alege pe cei cu mai mult OVR, așa că nu o să stau în fața lui și nu o să fac eu mereu echipa. Haideți să simulăm primul sezon și la finalul sezonului o să avem chiar eu. Hai să vedem și după primul sezon niște statistici. 30 de goluri Bârligea! Bă, băiatule, ce a dat Bârligea! Înseamnă că Drăguș a fost accidentat probabil. Olaru 16 goluri, Denis Man 15 și 12 asisturi și Nicu Stanciu 15 goluri, 10 asisturi. Se pare că Niță nu mai este atât de des folosit și cred că Moldovan este preferat. La fel și Șut, cred că Șut este titularul. Arată bine echipa, Man deja trece de cota 81, urmează și Drăgușin. Iar aici în apărare, cred că Drăgușin face un cuplu de fundaș cu Racovițan, care arată foarte interesant și Racovițan. Am câștigat campionatul, dar v-am zis că nu prea contează treaba asta. Am câștigat cu 50 de puncte. Dar ne interesează campionatul european și suntem într-o grupă cu Germania, Spania și Norvegia, fraților, o grupă foarte grea. Vom merge și la Naționala României, desigur, pentru că vreau să văd ce face acolo România la acest turneu final. Și avem chiar meci cu Germania și va trebui să punem aceeași formație pe care a jucat-o Shady. O formație foarte, foarte bună pentru noi. Maxim, din păcate, n-are ce căuta aici. O să joace Coman.
Pașcanu, am și uitat de Pașcanu, o să joace Burcă împreună cu Drăgușin și pe stânga Bancu, Moldovan în poartă și văd că au mai apărut pe aici câteva nume interesante, Pașcanu, Manea, Iacob, Radu, Maxim Boloca și Dumitrescu de la Sepsi, sau a fost la Sepsi, nu știu dacă mai e. A, plus Munteanu, nu l-am văzut pe Munteanu. Haideți să vedem ce facem împotriva Germaniei, care este hostul acestui european și haideți să-i dăm un quick sim cu Germania. 3-1, greu de trecut de Germania. După aceea meci cu Spania, o să fie greu de tot să ieșim din grupa asta, mult mai grea decât în realitate. Haideți să vedem ce facem cu Spania și tot 3-1. S-ar putea să terminăm poate pe un loc 3 dacă batem Norvegia. Norvegia tot cu 0 puncte ca și noi, dar nu știu dacă locul 3 duce mai departe ca și în realitate. Nu cred că duce mai departe pentru că avem doar 4 grupe, deci doar locul 1 și 2 ne califică mai departe, așa că suntem ca și scoși din competiție. Și avem meciul cu Norvegia, Norvegia care sigur are o super super echipă și câștigăm 3-1. Stanciu și Coman dublă. Bă, nu e rău, dar totuși nu ne calificăm mai departe. Terminăm și al doilea sezon și desigur luăm campionatul și în al doilea sezon, nu a fost o problemă. Ce mi s-a părut însă interesant este că terminăm pe locul 2 în grupa de Europa League, trecem de Ajax și după aceea ne scoate Milan, Milan care după aceea e scoasă de Fenerbahce, care și câștigă această competiție. Nu avem un turneu final acest sezon pentru că este din 2 în 2 ani, dar omul sezonului este Daniel Bârligea cu 43 de contribuții. Este omul la care mă așteptam cel mai puțin. Se pare că i-a luat fața lui Drăguș, poate Drăguș a suferit o accidentare și Bârligea a profitat. Stanciu, 83 OVR, Denis 83 și el, Bancu are un sezon bunicel, dar se pare că Coman nu-și regăsește forma de sezonul trecut. Marin este supărat, probabil Olaru îi ia din minutele de joc, iar ca și portar e o bătălie strânsă acolo. Au același OVR amândoi, dar se pare că Moldovan a jucat toate meciurile față de Târnovanu. Cam toți jucătorii văd că joacă, uite Ciculdău nu a prins prea multe minute, nici Pușca și nici Drăguș. Hai să vedem următorul sezon unde vom avea și Mondialul. Dar trebuie să fie World Cup-ul, din păcate naționala noastră nu se califică. Avem așa grupele și nu văd naționala, fraților. Uite, puteam să intrăm aici în locul Ungariei, în locul Poloniei, în locul Islandei, nu știu unde puteam să intrăm, dar din păcate nu ne-am calificat. Nu știu dacă aveam foarte multe șanse să trecem de grupe, dar totuși era frumos să trecem acolo. Am avut doar friendly-uri, adică nu văd unde au fost calificările, sincer. Văd doar friendly-uri și ei nici nu au licențe pe World Cup. Nu știu, e puțin ciudat, dar hai să vedem echipa și am făcut ceva în Champions League totuși. Olaru, goalgetter! Nu mă așteptam la chestia asta. 80 OVR pentru Olaru. Bârligea, 32 de goluri continuă. Sezoanele bune pentru naționala României. Denis Mann, 19 cu 16 asisturi. Stanciu, 30 de contribuții. 85 OVR pentru el. Coman, nu știu, e blocat la 7 goluri. Iar cel mai scump jucător de la noi este chiar Denis Mann, după aceea Nicușor, Stanciu, Drăgușin și el cotat la 30 de milioane, Olaru 21 și Coman 21, frățiorii. Urmează și Rațiu cu 20, Marin 20, 18 și Bârligea. Desigur că luăm campionatul, nu este o problemă acest lucru, câștigăm și cupa. Iar în Champions League terminăm pe primul loc într-o grupă cu Roma și Bayern. Trecem, nu mai trecem, ne-a scos direct Juventus în prima fază. Dar totuși așteptam la mai mult, măcar o calificare. Dar mai urmează un euro și acolo putem să facem treabă. La următorul euro chiar poate vă face o surpriză plăcută la Euro 2028, dar o să mai avem un sezon de tranziție care, na, o să fie până atunci. Se termină și al patrulea sezon, de fapt o să simulăm 5 sezoane, nu 4 în total, practic 4 sezoane fără primul, pentru că primul deja în realitate s-a dus. Am terminat aici frumos sezonul și am avut și calificările pentru campionatul european din 2028 și terminăm pe primul loc în grupă neînvinși, într-o grupă cu Franța și Portugalia, fraților, și Irlanda și Finlanda. Mă rog, să zicem că suntem peste Irlanda și Finlanda,
Dar să fim peste Franța și Portugalia. Mai avem două meciuri, un meci cu Finlanda și un meci cu Franța. Am bătut Portugalia 1-0 și am făcut egal cu Franța și am mai bătut Portugalia 2-0. Wow, avem mari șanse să ne calificăm. Păi, cred că suntem ca și calificați, sincer să fiu. Contează acum de pe ce loc, de pe 1 sau 2. Iar hai să vedem și în rest ce sezon am avut, pentru că mi s-a părut că a fost un sezon foarte bun. Luăm campionatul, luăm cupa și văd că am trecut în Europa League. Iar în Europa League trecem de Rangers, fosta echipa lui Yannis Hagi, și ne scoate Lazio. Dar nu ne interesează, v-am zis, nu mă interesează ce se întâmplă la echipa de club, ne interesează ce au făcut jucătorii. Nu știu dacă pot să văd eu statisticile, pentru că e blocat pe națională. Pot să văd doar OVR-ul. Văd că Denis Ban este accidentat, dar își va reveni. Avem mulți jucători peste 80 OVR, după cum puteți vedea. Da, nu pot să văd statisticile, dar oricum, asta este, o să dăm pentru sezonul următor. Și sezonul următor ar trebui să fie momentul pentru a ne califica acolo la Euro 2028, să facem o figură frumoasă. Suntem spre final de simulare și suntem în ultimul sezon. Vreau să fac cea mai bună echipă pentru Naționala României. Deci peste 5 sezoane, haideți să vedem care sunt cei mai buni jucători noștri. Îl avem pe Horațiu Moldovan la 80 OVR, Drăgușin 84. Hai să vedem pe cine mai aducem aici. Pare că ăștia sunt cei mai buni fundași. Mamă, Denis Ban 89, Stanciu la 84. Mamă, câți ani are Stanciu? 35. Bă, îmi pare rău, Tavi, dar trebuie să luăm pe Motoreta Mihail aici. E mai bun, plus că noi jucăm LM, nu left wing. Hagi văd că nici nu mai prinde naționala, deci Yannis Hagi. Dar frumos ar fi să luăm și pe El Mazilu, chiar dacă are OVR mai bun decât el. Uite, ăștia sunt jucătorii în rest. Burnete, ok, o surpriză acolo. Bayram, Rada Slavescu, Alexandru, Popa, Marius Marin. Uite-l pe Marius Marin, avem nevoie de Marius Marin aici. O să-l aducem, desigur. Atacanții Drăguș, Munteanu și Bârligea. Grameni aici este o mică surpriză, ajunge și el la 80 OVR. Burcă cred că s-a retras, nu-l mai văd pe aici, dar este Nedelcearu, este Racovițan, Rațiu, Drăgușin. Hai să terminăm și finalul acesta de sezon, să vedem ce am făcut cu echipa de club. Terminăm desigur pe primul loc. Ce caută voluntar pe primul loc? What? Bro, ce e cu voluntar pe Champions League? Scuze, nu pe primul loc. Noi am fost aici pe locul 2 în grupă, la egalitate de puncte cu AEK Catena. Trecem de Porto la penaltiuri și ne scoate Celtic. Nu mai putem să vedem statistici pentru jucători, nu. Nu mai putem să vedem statistici lor din acest sezon. Dar avem o grupă cu Germania. Din nou întâlnim Germania, Țara Galilor și Ucraina. Eu chiar cred că avem șanse să ieșim din această grupă pe locul 2. Restul grupelor sunt mult mai grele, adică chiar avem o grupă bunicică, e chiar cea mai ușoară. Și grupa era accesibilă, nu știu, loc de Belgia sau Spania. Haideți să avansăm până la primul meci, pentru că abia aștept să vedem ce se întâmplă. A, uite, am găsit statisticile de la jucători. Niță, sărac, cu 40 de ani, 46 OVR, Mogoș 57 OVR, Burcă 66, Pușca 69 și Bancu 70. Bancu e capitan, what? Golgheter este Bârligea cu 44 de goluri, Olaru 28, Stanciu 23,17. Cel mai scump jucător este chiar Stanciu, nu cred că mai e mare la echipă, a plecat Man. Drăgușin 51, Rațiu 37, 35 Coman, 33 Olaru și Bârligea doar 33. Mă așteptam la mai mult pentru Bârligea. Primul meci este cu Țara Galilor. Hai să facem cea mai bună echipă. Desigur, capitanul va fi chiar Nicu Stanciu. Pașcanu la egalitate de OVR cu Racovițan. Va juca Racovițan alături de Drăgușin. Pe stânga l-avem pe Dumitrescu și pe Țicu. Coman aici pe stânga. Echipa arată foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Mulți jucători peste 80 OVR. Apărarea arată super, super ok. Avem și rezerve de lux aici. Și s-au mai păstrat jucătorii: Marin, Mihailă, Târnovanu, Hagi, Nedelcearu, Marius Marin și Răzvan Marin aici pe bancă. Am făcut și banca de rezerve și haide să-i dăm cu acest euro. Poate
facem istorie și ieșim din această grupă. Avem primul meci cu Țara Galilor. Ar trebui să fie un meci destul de ușor pentru noi, eu așa zic. Hai să vedem și 2-1. Bârligea și Coman înscriu, Davis înscrie și pentru Țara Galilor și avem 3 puncte. Deja este a treia victorie pentru România la Euro și urmează meciul cu Ucraina. Haide că deja avem experiență cu Ucraina. Zic că n-ar trebui să mai fie o problemă. Le dăm aici și 3-0. Ucraina are 0 puncte, deci foarte, foarte mari șanse să ieșim din această grupă dacă facem măcar un punct, zic eu. Deci ne trebuie un punct și am trecut de grupă. Racovițan a luat roșu, dar nu este problemă pentru că mai avem fundaș, va juca Pașcanu. Și hai să vedem acest match. Ia să vedem și echipa Ucrainei. Ok, Mudric, Trubin în poartă, Sudakov și Tsigankov. Cam pe aceștia și știu. Hai să vedem cu Ucraina, încă un 3-0, 2-1, nu e rău. Bârligea și Coman înscriu pentru noi și ne calificăm, ieșim din grupe pentru prima dată în istoria României și nu m-am băgat peste echipă, pur și simplu am simulat și hai să vedem, poate chiar terminăm pe primul loc. Ține totul doar de noi, meciul cu Germania, poate chiar avem noroc. Hai să vedem ce echipă are Germania. Bă, Kimmich, ok, au un portar Rigen, Virț, Mukoko, ăla cred că e forță, Musiala forță și el. Poate profităm, nu știu, sunt unele poziții poate mai slăbuțe pentru Germania. Hai să vedem, România, 3-1, dar ne calificăm mai departe în competiție, ceea ce e cel mai important lucru, ieșind din grupe pentru prima dată în istoria României. Și va trebui să simulăm până la finalul sezonului. Picăm cu Olanda, fraților. Haideți să vedem în continuare parcursul României. Jucăm cu Olanda. Olanda are o super echipă. De Ligt, Van de Ven, Malen, De Jong, Gakpo, Broby. Bă, are echipă forță, ești nebun. Dar dacă vom trece de Olanda, va fi ceva spectaculos, zic eu. Norvegia bate Belgia. Oh, ce surpriză. Germania bate Anglia și Portugalia bate Irlanda de Nord, care este surprinzător dintr-o grupă cu Spania. Spania trimis acasă. Deci, da, oricum am picat greu. Greu să treci mai departe în semifinale. Hai să vedem meciul cu Olanda. Quick Sim. Haide, România! România! Și câștigă la penaltiuri, incredibil, nu pot să cred! Dumitrescu înscrie ultimul penalti, Pașcanu, Nedelcearu șut, Stanciu ratează, nu pot să cred, 120 de minute pentru ai noștri, Bârligea înscrie pentru noi și a fost 1-1 la general. Trecem în semifinalele europeanului din 2028, facem istorie, singurul meci care s-a disputat la penaltiuri, incredibil. Și o să avem Portugalia, Portugalia pe care am mai bătut-o în calificări. S-ar putea să facem o surpriză. Vreau să mă uit din nou la echipă. Stanciu, nu... Stanciu are roșu, dar îl avem pe Răzvan Marin, care a căpătat și el suficientă experiență pe parcursul anilor. Are 32 de ani. Aceasta este echipa care ne-a dus până în semifinale. Incredibil, fraților, deci incredibil, aproape toți jucătorii peste 80 OVR, șut nu a trecut și stai să-l punem pe Racovițan, Racovițan a ajutat mai mult, Dumitrescu, Racovițan și șut sunt singurii care nu au peste 80, dar s-ar putea să fie o națională, tot așa, o generație de aur, cum s-ar zice. Hai să vedem Portugalia, fără Ronaldo, Ruben Dias, Mendes, Costa este și portarul lui, Neves, Vitinha, Bernardo Silva, bă, au o echipă foarte bună, Rafa Leao pe stânga, o să fie greu, o să fie foarte greu, dar am mai bătut Portugalia, dar orice e posibil, haide să vedem meciul cu Portugalia și 3-0, bă, Bârligea și Dumitrescu înscriu, Bârligea ratează și penalti și suntem în finala Euro 2028 cu Germania. Bă, Norvegia a trecut de Belgia, nu pot să cred ce se întâmplă. Ce se întâmplă, fraților, aici? Finala Euro 2028, nu pot să cred ce se întâmplă, efectiv. Va intra înapoi capitanul nostru Stanciu. Stanciu va primi banderola, merită numărul nostru 10. Și uitați-vă ce statistici are România, acum văd.
are 4 stele jumate, 82 atac, 83 midfield și 80 defending. Bă, ok, nu mai zic nimic, este o generație incredibilă. Hai să vedem Germania. Din păcate ne-am luat bătaie de la Germania în grupe, nu prea mai am foarte mari așteptări, deci da, echipa lor e foarte bună, Virs, Musiala, Mukoko, Havertz, e rupere atacul, poate mijlocul mai scârții la ei și apărarea, dar știi ce, hai să vedem, Dumnezeu o să decidă ce vrea, hai să vedem finala Euro și 3-0. Da, v-am zis, nu puteam să sperăm mai mult, Germania care câștigă acest european, dar totuși am ajuns într-o finală în 5 ani, la următorul Euro, care va urma după acesta din realitate, o performanță incredibilă, au plecat toți jucătorii, au rămas cu Pușcaș, cu Drăgușin, Sorescu și Rus, atâta, o simulare incredibilă din punctul meu de vedere, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult, sper că v-a plăcut și vouă, aș aprecia un like acolo și abonați-vă să nu ratați următoarele episoade, urmează un super, super vlog de la meciul cu Belgia, abia aștept să vedem ce se va întâmpla și în acel meci, eu am fost Sinner și să ai o zi minunată în continuare, pa, pa!